în comparație cu ce este El. Și psalmul care l-am citit elogiază ceea ce este El și ce atitudine trebuie să avem înaintea Lui. Slavă Domnului! Deși e mare, deși este creator, este Cel care ne însuțește și ne binecuvintează. Avem bucuria în seara aceasta să avem în mijlocul nostru două familii. Una din Michigan, fratele Daniel Ardelean cu sora Cornelia și fratele păstor Simon Andronic din România, mai exact din Bacău, da? Slujește într-o biserică, satul nou. Cum merg astea două la oaltă, o să ne spună fratele, poate și în seara asta și mai exact duminică, fratele va fi și duminică dimineața cu noi. Și dorim ca Domnul să îl binecuvinteze în slujire și să dea har peste lucrarea care o face în mod special în România și cu această ocazie tot în mod special prin America și în biserica noastră. Cu ajutorul Domnului, fratele păstor va fi acasă duminică. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze și călătoria lui de întoarcere. Și aș vrea să cântăm o cântare, după care fratele păstor va citi textul din care va predica și apoi va predica cuvântul Domnului. Să cântăm pentru slava Domnului cântarea de la numărul 642. Cântările Evangheliei 642. Toate dorurile mele ce înfrământă inima, numai Tu le împlinește pentru fericirea ta. 642, cântările Evangheliei. Toate dorurile mele ce înfrământă inima, numai Tu le împlinește pentru fericirea mea. Îți urmez, Iisuse, ție, ești Mântuitorul meu. Pacea ta mi-o dai tu mie, port în mine chip tău. De când te-am aflat pe tine, mă simt foarte fericit. Pe cărarea care duce către cer alerg grăbit. Îți urmez, Iisuse, ție, ești Mântuitorul meu. Pacea ta mi-o dai tu mie, port în mine chipul tău. După ce cântăm și strofa treia, ascultăm un solo. Sora Oana va cânta pentru slava Domnului o cântare înainte ca fratele să predice, soția fratelui păstor. Gândul, inima și trupul pentru tine le jertfesc și în schimbul lor, o Doamne, mântuirea s-o primesc. Îți urmez, Iisuse, ție, ești Mântuitorul meu. Pacea ta mi-o dai tu mie, port în mine chipul tău. Poftiți aici la microfon, în față. Fim împreună cu dumneavoastră și chiar dacă nu vă cunosc decât o singură familie,
Îi mulțumim Domnului că în Domnul Iisus Hristos suntem o familie, că suntem în România, în America, că ne-am văzut vreodată sau nu. Și aș vrea să-L aud pe Domnul cu o cântare. Nimic nu sunt, un strop de tine în care ai pus un bob de grâu, un ciob în care ai pus lumină, pustiu din care tu faci un râu. Nimic nu sunt, o trastie frântă din care faci toiac de fier, o luminiță fumegândă, ce mâine va fi o stea pe cer. Nimic nu sunt, un rob netrebnic, chemat ca jugul tău să-l port, să dau deoparte piatra cea rece, când tu dai viață celui mort. Nimic nu sunt, o cupă spartă, din care faci un heruvim. Sunt omul care te-am dat la moarte, fără să-mi pese de-al tău suspin. Nimic nu sunt, dar tu ești totul și tu te-ai dat ca preț al meu, făcând din pieptul meu chivotul ce poartă în el pe Dumnezeu. Nimic nu sunt, nimic sub soare, dar tu te-ai dat pentru nimic. În veci să fii mereu mai mare, iar eu în veci mereu mai mic. O săptămână înainte de înmormântarea dumnealui, fratele Petrică Dugulescu i s-a luat un interviu și l-a întrebat, fiindcă se știa că e bolnav, sunt unele probleme, și fratele care îi lua interviul l-a întrebat: cum vedeți despărțirea dumneavoastră de pe pământul acesta? Și el a spus un lucru, unul din lucrurile care mi-aș dori să se întâmple la înmormântarea mea ar fi ca sora Vali Pentea să cânte această cântare, care Oana a cântat-o. Ca la o săptămână sau o săptămână și câteva zile, Domnul să-l cheme acasă și la mormântarea dumnealui, sora Vali Pentea a cântat cântarea aceasta, care exprimă un adevăr pe care Biblia ne-l prezintă. Suntem nimic, dar mai impresionant decât acesta e că pentru nimic ce suntem noi, Dumnezeu a dat pe Fiul Său și mulțumim Lui pentru aceasta. Vrem să ne ridicăm în picioare, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea Estera, capitolul 7. Vom citi de la versetul 1 până în capitolul 8 cu versetul 2. Împăratul și Haman s-au dus la ospăț la împărăteasa Estera. În această a doua zi, împăratul a zis iarăși Esterei pe când beau vin: care este cererea ta, împărăteasă Estera? Ea-ți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Împărăteasa Estera a răspuns: dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața
iată cererea mea, și scapă pe poporul meu, iată dorința mea, căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, înjunghiați și prăpădiți, măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea. Dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Împăratul Ahasveros a luat cuvântul și a zis împărătesei Estera: cine și unde este acela care are de gând să facă așa? Estera a răspuns: apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta. Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și a împărătesei. Și împăratul în mânia lui s-a sculat și a părăsit ospățul și s-a dus în grădina casei împărătești. Haman a rămas să-și ceară viața de la împărăteasa Estera, căci vedea bine că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului. Când s-a întors împăratul din grădina casei împărătești în odaia ospățului, a văzut pe Haman că se aruncase spre patul pe care era Estera și a zis: cum să mai și silești pe împărăteasă la mine în casa împărătească? Cum au ieșit cuvintele acestea din gura împăratului, i-au și acoperit fața lui Haman. Și Harbona, unul din fameni, a zis în fața împăratului: iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicat în casa lui Haman, la o înălțime de 50 de coți. Împăratul a zis: Haman să fie spânzurat pe ea. Și au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu, și mânia împăratului s-a potolit. În aceeași zi, împăratul Ahasveros a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Amin. Venim în rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru, stăm înaintea Ta și venim cu dorința aceasta din inimă, ca Tu să ne vorbești din cuvântul Tău în această după-amiază. Suntem nimic, Doamne, și Îți mulțumim, fiindcă ceea ce am devenit doar datorită harului Tău și dragostei Tale. Îți mulțumim fiindcă experimentăm puterea în viața noastră, prin cuvântul Tău. Tocmai de aceea, Te rog ca prin cuvântul Tău, Doamne, vorbește-ne fiecare dintre noi în această după-amiază. Amin. Putem ocupa locurile. E un privilegiu pentru noi ca în această după-amiază să fim împreună cu dumneavoastră. Vă salut cu harul și pacea Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze biserica lui de aici. Apreciez faptul că sunteți o biserică care pune accent pe rugăciune. E foarte important lucrul acesta. Trăim într-o era vitezei în care suntem atât de prinși de lucrurile pe care le facem și pe care obișnuim să le facem parte a vieții noastre, încât ne trezim că trece timpul și am uitat să ne rugăm. Dar una din caracteristicile bisericii primare era și aceasta, faptul că puneau accent pe rugăciune. Să nu uităm niciodată de părtășia pe care o avem cu Dumnezeu în rugăciune și mă bucur că nu uitați și Dumnezeu să vă ajute să rămâneți tari, perseverenți. Apostolul Pavel, când laudă biserica din Tesaloniceni, el spune că apreciază, dar nu le spune puteți să rămâneți așa cum sunteți, ci spune căutați să perseverați în lucrul acesta. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Mă numesc Simon Andronic, slujesc ca pastor misionar în satul Satu Nou, județul Bacău. În ciuda denumirii pe care o are, se cheamă Satu Nou, din păcate nu e o zonă deloc nouă, ci ba din contra veche. La o căutare rapidă pe Google Maps nici nu se găsește, doar cei care cunosc zona pot să găsească acest loc, dar e un loc pe care Dumnezeu îl cunoaște. De ceva timp, sunt câteva luni în care ne-am și mutat în satul în care slujim, până atunci parcurgeam 50 de kilometri, dus, întors, la fiecare întâlnire, erau cel puțin 4 întâlniri pe săptămână care trebuia să mergem și de multe ori mergeam și mă gândeam, erau foarte multe sate din Bacău până în localitatea aceasta și ziceam, Doamne, de ce nu mai aproape? În toate celelalte localități nu există biserică, oamenii nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu și mi-aș fi dorit să mă opresc într-una din ele. Dar am realizat că e modul în care Dumnezeu alege să lucreze și îi mulțumim Lui pentru aceasta.
Duminică va fi și o scurtă prezentare a lucrării. Voi avea și câteva poze de aici din zonă, în dorința ca să vedem modul în care Dumnezeu lucrează. Să cunoaștem și frații noștri de acolo și avem nevoie de susținere în rugăciune și cred că Dumnezeu poate să lucreze și într-o zonă ca și aceasta. E greu de multe ori să mergi în case căror copii au fost părăsiți de părinți care trăiesc la mila celor din sat, oameni fără educație, fără posibilități de a-și întreține familia, bărbați care nu sunt capabili să-și întrețină familia, dar care, conform culturii în care trăiesc, și-au întemeiat-o, au copii, nu doar unul. Însă, atât cât reușim, încercăm să-i ajutăm. Dar mai presus de orice ajutor financiar, încercăm să le împărțim cuvântul lui Dumnezeu și ne facem datoria în privința aceasta. Și credem că acolo unde există o inimă transformată, un copil al lui Dumnezeu, un om care îl iubește pe Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că apare purtarea de grijă pe care Dumnezeu o are față de copiii lui. Și ne rugăm în privința aceasta, pentru această zonă. Acestea sunt câteva cuvinte care am vrut să le spun duminică, poate voi spune mai multe despre această lucrare. Întorcându-ne la textul care l-am citit, potrivit și cu îndemnurile care le-am primit la timpul de rugăciune, aș vrea ca, privind în cartea Estera, să privim la câteva aspecte care ne-l descriu pe Dumnezeul nostru, care e același Dumnezeu care a lucrat într-un mod minunat în dreptul poporului său Israel, în această secțiune din istoria poporului Israel. Mesajul nu va fi neapărat în totalitate din textul acesta, pe cât va fi din experiența pe care Israel a avut-o în cartea Estera. Cartea Estera a fost scrisă să arate o sărbătoare pe care evreii au avut-o conform cu experiența pe care au trăit-o aici. În istoria lui Israel, ori de câte ori au fost ca națiune în pericolul de a fi nimiciți, iar Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos, israeliții și ce au făcut după aceasta? Au înființat o sărbătoare. Dacă faraon și-a propus să nimicească pe Israel și prin toate poverile care le-a pus pe umerii copiilor lui Dumnezeu în vremea aceea care erau ca robi, Dumnezeu intervine într-un mod miraculos și ne aducem aminte din istorie. Modul în care Dumnezeu cu mână tare a scos de acolo pe poporul său, după acest eveniment al intervenției lui Dumnezeu și acest om care a vrut să nimicească poporul lui Dumnezeu, poporul Israel înființează Paștele. Și de atunci până astăzi este transmisă această sărbătoare în poporul Israel. În cartea Ester avem relatarea a unui moment în care tot un vrăjmaș al poporului Dumnezeu și-a propus să nimicească pe Israel. Din cauza lui Mardoheu, Haman își propune să nimicească întreg poporul Israel. Și Dumnezeu aici la fel intervine, iar după această intervenție a lui Dumnezeu, cartea Estera se termină cu o sărbătoare, care e sărbătoarea Purim, care se cheamă Sorți. Acest nume vine de la acel moment în care Haman a tras sorții, a aruncat zarurile, ca să spunem cu alte cuvinte, ca să vadă când este nimerit să nimicească pe Israel. Și sorții au căzut să fie un an de zile și un an Haman a avut suficient timp să pregătească momentul în care să nimicească pe poporul lui Dumnezeu. Această carte scoate în evidență câteva adevăruri despre Dumnezeu și despre poporul lui Dumnezeu, despre cei care aparțin poporului lui Dumnezeu. Cartea aceasta poate fi situată din punct de vedere istoric în capitolele 6 și 7 din cartea Ezra. Suntem în perioada în care Dumnezeu, după 70 de ani de robie pe care i-a promis poporului său, el cercetează inima poporului, convinge împărații păgâni
să dea libertate poporului Israel să se reîntoarcă înapoi la Ierusalim, să se readune ca națiune, să se reîncheie din nou ca națiune, deja fiind prin robia babiloniană nimiciți, împărțiți și împrăștiați, Dumnezeu intervine în modul acesta conform promisiunii sale și pune pe inimă împăraților păgâni să îi lase pe israeliți să se întoarcă înapoi și nu doar atâta, ci chiar să-i financeze în privința aceasta să se întoarcă, să rezidească templul în Ierusalim. Personal m-aș fi așteptat ca orice evreu, la auzirea unei astfel de vești, să spună, slavă Domnului, hai înapoi acasă. Însă istoria ne arată că evreii n-au reacționat astfel. Cei mai mulți dintre evrei au rămas la casele care și le-au stabilit în Babilon, la serviciile care le-au avut. De ce să ne întoarcem acasă, cu alte cuvinte? Avem tot ce ne trebuie aici, deja ne-am stabilit, sunt 70 de ani de când suntem aici. Să ne ducem noi înapoi în Ierusalim să zidim ce au dărâmat alții. Acolo nu mai e nimic, nici infrastructură, e sărăcie. Ce ne trebuie nouă să ne întoarcem? Biblia ne spune că doar o mână de oameni au fost dispuși să se încreadă în planul lui Dumnezeu, să asculte de chemarea lui Dumnezeu, fiindcă cunoșteau că Dumnezeu a promis acești 70 de ani de robie și că Dumnezeu a spus că va întoarce înapoi pe Israel ca să se reîncheie ca națiune. Dar doar o mână de oameni au fost gata să se încreadă în cuvântul și în promisiunea lui Dumnezeu. Potrivit cu această carte, un verset din Noul Testament care cred că se potrivește cel mai bine pentru experiența aceasta și în mod special începutul cărții Estera, e un verset din Noul Testament, din 2 Timotei capitolul 2 cu versetul 13, în care Pavel ne spune în felul următor: dacă suntem necredincioși, totuși, el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Versetul acesta poate fi explicat foarte frumos în experiența poporului Israel din cartea Estera. Pavel spune, dacă suntem necredincioși, și poporul lui Dumnezeu a fost necredincios, poporul Israel în această experiență potrivit cu chemarea lui Dumnezeu, n-au fost dispuși să se încreadă în Dumnezeul care îi va ajuta să se reîncheie înapoi ca națiune, fără să rămână robi în Babilon. Doar o mână de oameni au fost gata să creadă, dar majoritatea n-au fost dispuși. Și Pavel spune, totuși, dacă suntem necredincioși, el rămâne credincios, căci a lui credincioșie nu se poate tăgădui singură. O primă lecție care o putem învăța de aici este că credincioșia lui Dumnezeu nu se poate tăgădui singură, nu se poate nega, elimina singură. El a promis că va fi alături de poporul său, că se va îngriji de poporul său, chiar și când poporul a dat dovadă de neascultare, de necredincioșie. Dumnezeu poartă de grijă poporului său, chiar dacă poporul său se află departe de fața sa. După cum știm, în Vechiul Testament, în poporul Israel, prezența lui Dumnezeu era cea în templul. Templul nu mai era, era dărâmat. Israel erau robi în Babilon, departe de fața lui Dumnezeu și totuși Dumnezeul care rămâne credincios poartă de grijă copiilor săi, poporului său. Tot mai mulți frați de-ai noștri români, de multe ori stau și mă gândesc la lucrul acesta, au plecat în străinătate și dintre dumneavoastră. De multe ori mă gândesc, am frați, surori care sunt plecate. Potrivit cu culturile diferite în care ne-am născut și am crescut, pot apărea de atâtea ori conflicte, probleme. După cum cred că cunoașteți cazul familia Bodnariu din Norvegia, din cauza modului în care a fost interpretat greșit dorința lor de a-și crește copiii. S-au trezit că statul i-a furat, i-a luat din casa lor deodată. Și de multe ori mă îngrijorează și mă gândesc și mă rog pentru frații mei care sunt plecați. Dar am totuși o liniște. Și care e liniștea aceasta? Cea pe care Pavel o prezintă și pe care o găsim în cartea Estera, că Dumnezeu rămâne credincios.
Nu poate să stea nimeni, nu poate nimeni să lucreze sau să se împotrivească de așa natură încât Dumnezeu să nu poată interveni. Atâta timp cât Dumnezeu a promis că va purta de grijă, El are toată puterea să poarte de grijă. Poate stai și te gândești la unii din membrii familiei tale care s-au depărtat de biserică, care au plecat din casa ta, de care nu mai știi multe. Și te întristezi uneori în inima ta. Te gândești la ce poți să faci? Te gândești la ce ai putea să mai faci în dreptul lor? Un lucru care te invită în această seară, roagă-te Dumnezeului care rămâne credincios și a cărui credincioșie nu se poate tăgădui singură. Mâna Lui nu e nici prea lungă, nici prea scurtă. El poartă de grijă, El cunoaște atât nevoile, păcatele, problemele, oriunde te-ai afla. Departe de fața lui Dumnezeu sau în poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu te cunoaște. Are puterea să intervină în dreptul tău și în viața ta. Dacă Israel era departe de fața lui Dumnezeu și dacă Israelul în majoritatea lui ca națiune a ales să nu asculte de Dumnezeu, Dumnezeu în credincioșia lui a purtat de grijă poporului său, fiindcă a lui credincioșie nu se poate tăgădui singură. Și mulțumim lui pentru aceasta. Dar te invit în această după-amiază, nu pune la încercare totuși credincioșia lui Dumnezeu. Încrede-te în El. Pavel spune, dacă suntem necredincioși, dar totuși Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși. În Dumnezeul care ne poartă de grijă, în Dumnezeul care nu ne înșeală niciodată, în Dumnezeul care, așa cum a promis, El va purta de grijă. Asta găsim în experiența poporului Dumnezeu în cartea Estera. În modul în care Dumnezeu a lucrat, vedem credincioșia lui Dumnezeu în toate aceste lucruri. Dacă până și Estera a tremurat în gândul ei, se gândea, ce pot eu să fac? Cum pot eu să cer lucrul acesta de la împărat? Dacă până și Mardoheu, un simplu evreu despre care Haman s-a gândit, Mardoheu? Îl strivesc! Israel? Îl zdrobesc, îl distrug ca națiune. Totuși, Dumnezeul care rămâne credincioși a purtat de grijă și a păzit pe poporul său. În acest Dumnezeu noi ne încredem din toată inima noastră și trebuie să ne încredem din toată inima noastră. Un alt adevăr care îl desprindem de aici, din cartea Estera, un adevăr care de multe ori nu se potrivește cu modul în care noi ne-am dorit ca Dumnezeu să lucreze, nu se potrivește cu nerăbdarea noastră în așteptările pe care le avem la adresa lui Dumnezeu, sună felul următor. E că Dumnezeu poate să facă minuni chiar și atunci când nu se întâmplă miracole. De cele mai multe ori noi când ne punem pe genunchi să ne rugăm, noi ne dorim răspunsul imediat din partea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un prieten păstor care spunea în felul următor. Fetița lor avea 4 ani de zile și era bolnavă, a ajuns să fie în spital. Febră mare, răceală foarte mare, nu i se dădea de cap. Și el a luat-o și a spus, hai să ne rugăm împreună. S-au rugat și după rugăciune fetița îi spune în felul următor, tata, dacă m-am rugat și Dumnezeu are puterea să mă vindece, de ce încă mă doare? El se aștepta ca Dumnezeu să intervină în modul imediat și își dorea lucrul acesta. Așa ne dorim de cele mai multe ori. Credem că intervenția lui Dumnezeu stă doar în miracolul pe care noi îl așteptăm în momentul imediat. Și dacă ne uităm, atunci când Dumnezeu scoate din Egipt pe poporul său, potrivit cu dorința lui Faraon de a nimici, Dumnezeu o face cu miracole. Da, toate acele urgii, despărțirea apelor, momentul în care desparte apele și poporul Dumnezeu trece ca pe uscat, dar momentul în care adună înapoi apele și toată armata lui Faraon moare, sunt multe minuni și multe miracole. Dar când ne uităm în cartea Estera, te uiți la Dumnezeu cum lucrează și își duce planul la îndeplinire, fără miracole. Toate lucrurile se întâmplă în felul în care se decurgeau zilele în fiecare zi. Estera a trebuit să facă o masă specială în care să-l invite pe împărat, potrivit cu regulile care ele erau. Și dacă n-a avut curaj prima oară, a făcut încă una.
Și toate lucrurile s-au desfășurat conform cum ele se întâmplă în felul lor de zi cu zi. Dar intervenția lui Dumnezeu se vede în toate acestea. Lucruri care aparent par a fi fie ghinion, fie noroc, cum mai spunem noi de multe ori. Observăm că Dumnezeu face minuni și fără miracole, fiindcă Dumnezeu e prezent în fiecare moment din viața noastră. În fiecare detaliu din viața noastră. Multe lucruri de care noi uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu. Sunt lucrurile pentru care Dumnezeu a intervenit în viața noastră. În felul în care apar întorsăturile din cartea Estera, vedem modul în care Dumnezeu intervine în privința aceasta. Oare credeți că la întâmplare a rămas Estera fără părinți? Credeți că la întâmplare Mardoheu a luat-o sub protecția lui? La întâmplare Vasti s-a încăpățânat și a spus că nu vreau să mă duc în fața unor oameni plini de băutură. Oare la întâmplare a căpătat Estera trecere înaintea împăratului? Oare la întâmplare Mardoheu a rămas tare în neprihănirea lui și nu s-a plecat în fața lui Haman? Oare la întâmplare s-a enervat Haman și și-a propus să nimicească pe Israel? Oare la întâmplare, chiar în dimineața aceea, înainte de răsăritul soarelui, Haman a ales să se ducă la împărat? Oare la întâmplare a pus întrebarea aceasta împăratul, ce trebuie să se facă pentru un om care vrea să-l cinstească împăratul? Și Haman a crezut că e vorba de el, potrivit cu ceea ce el urmează să facă, neștiind că Dumnezeu deja a schimbat lucrurile și toate au avut o întorsătură. Nimic nu este la întâmplare. E modul în care Dumnezeu a intervenit și a purtat de grijă. Chiar dacă lucrurile nu se întâmplă într-un mod miraculos, hocus pocus, dar Dumnezeu poartă de grijă în toate acestea și îi mulțumim lui pentru el. În Romani capitolul 8 cu versetul 22, tot Apostolul Pavel spune: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Nu știu care sunt lucrurile care te frământă. Nu știu care sunt problemele prin care treci. Nu știu care sunt cererile pe care le aduci înaintea lui Dumnezeu. Neajunsurile, dorințele. Ceea ce știm din cuvântul lui Dumnezeu este că El toate le coordonează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Încrede-te în Dumnezeul care le duce pe toate spre bine. Asta nu înseamnă că toate sunt bune așa cum noi ni le-am dori, dar asta înseamnă că toate sunt coordonate de Dumnezeu de așa natură încât te vei uita în spate și vei vedea binele pe care Dumnezeu ți l-a făcut. Încrede-te în modul acesta în care Dumnezeu lucrează. Chiar dacă nu se întâmplă imediat miracole, chiar dacă nu toate iau întorsătura pe care tu o vrei, chiar dacă nu toate se întâmplă așa cum tu le dorești, încrede-te în Dumnezeul care poartă de grijă în privința aceasta. Asta observăm în cartea Estera. E modul în care Dumnezeu intervine, poartă de grijă fără să facă minuni. Modul în care Dumnezeu, într-un final, în mod uimitor, uitându-ne la toate lucrurile cum s-au desfășurat, Dumnezeu izbăvește pe Israel. Când eram copil și am citit prima oară cartea Estera, nu obișnuiam să citesc foarte mult. Eu, la vârsta de 6 ani, am plecat fără să știe părinții să fac fotbal, să învăț să joc fotbal european. Și mi-a plăcut atât de mult fotbalul încât am uitat de școală. Mulți ani m-am concentrat atât de mult pe fotbal, am ajuns fotbalist profesionist și am uitat să mă concentrez pe școală. Nu-mi plăcea să citesc, nu-mi plăcea să fiu atent la modul în care trebuie să dezvolt și partea aceasta. Dar când l-am primit pe Dumnezeu în inima mea, am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu din ce în ce mai mult. Când am ajuns la cartea Estera, n-am putut să mă opresc doar la începutul cărții Estera, fiindcă așteptam să văd cum decurg lucrurile și eram într-un continuu suspans și așteptam ca imediat Dumnezeu să intervine. Dacă Mardoheu s-a pus în fața casei împărătești și în sac și cenușă s-a dus ca să strige un strigăt acolo, mă așteptam ca Dumnezeu să intervină, să se vadă puterea lui Dumnezeu. Cum un Haman, un amalecit, un vrășmaș al poporului Dumnezeu să aibă puterea să facă chiar ce vrea? Dar a trebuit să aștept până la finalul cărții Estera ca să văd modul în care Dumnezeu intervine. Fiindcă chiar dacă Dumnezeu nu face miracole, El tot poartă de grijă. Fiindcă e Dumnezeul care poartă de grijă și ne poartă de grijă chiar dacă de cele mai multe ori nu găsim minunile în viața noastră. Când ne vom uita în urmă, pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu, ei vor putea afirma: Dumnezeu a condus toate spre bine. Am avut momente în viața mea
în anul 2016 împreună cu soția mea. Un an de zile a trebuit să avem grijă și de mama și de tatăl meu. Amândoi s-au îmbolnăvit de cancer. A murit tata primul, la 2 luni a murit mama. Au fost momente grele pentru mine. La începuturile acestui timp, n-am înțeles de ce Dumnezeu a intervenit așa deodată în viața noastră. Aveam atâtea planuri cu ei. Personal, am început să slujesc pe Dumnezeu împreună cu tata. Tatăl meu a fost păstor mulți ani. Mi-a plăcut așa de mult să slujesc împreună cu el. Mi-a plăcut să văd modul în care Dumnezeu mă învață, mă crește prin experiența și prin modul în care Dumnezeu îl folosea atât în biserică cât și în viața mea. Aveam planuri împreună cu el, atât în misiunea în care sunt acum și potrivit cu chemarea lui Dumnezeu, cât și multe altele. Abia așteptam să le împlinim, abia așteptam să le ducem la înfăptuire, când deodată Dumnezeu intervine și spune: pleci acasă, îi spune tatălui meu și mamei mele. N-am înțeles la început. Dacă mă uitam la mine, noi am fost 7 la părinți, suntem încă toți în viață, copii. Mă vedeam ca fiind cel mai nepotrivit să fiu lângă ei la despărțirea lor de pământ. I-am iubit așa de mult încât, până și dacă îi durea o mână, mi-era greu să-i privesc. Și mă rugam lui Dumnezeu și îmi doream să nu-i văd niciodată suferind. Însă privind acum în urmă, văzând modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lor și s-au desprins de pământul acesta, astăzi văd binele pe care Dumnezeu l-a lucrat în viața mea. Îl slujeam pe Dumnezeu în Biserica Domnului. Dar, frați și surori, nu mă pregătisem niciodată personal pentru despărțirea de pământul acesta. Suntem într-o goană în viteza în care trăim, de așa natură încât uităm că noi trebuie să ajungem în cer, uităm că destinația noastră finală este cerul, uităm că cea mai binecuvântată stare a noastră va fi atunci când vom ajunge în prezența lui Dumnezeu. De așa natură încât atunci când am auzit vestea morții părinților mei, am văzut-o ca cea mai mare tragedie. Așa cum Petru îi spune Domnul Iisus Hristos, el îi vorbește despre moarte, despre plecarea la Tatăl și Petru spune să te ferească Dumnezeu. De ce? Fiindcă nouă ni se pare absurd să plecăm de aici. Ni se pare cea mai mare tragedie. Dar uitându-mă la modul în care ei s-au despărțit de pământul acesta, am văzut modul în care am învățat personal că trebuie să mă pregătesc pentru aceasta. John Piper spunea: ne-am luat și ne-am alocat foarte mult timp să învățăm pe oameni cum să trăiască pe pământul acesta, dar am uitat să învățăm cum să moară. Eu personal în momentele acelea am învățat ceea ce e cu adevărat pentru viața mea, dorința de a ajunge în cer împreună cu Dumnezeu. Și că mai presus de orice plan care l-am aici pe pământ și de orice dorință a mea, finalitatea lor contează mai mult, întâlnirea cu Dumnezeu. Și dacă în ultima zi în care am stat de vorbă cu tata, fiind la terapie intensivă în spital, am încercat să-i zic atunci, în dorința mea: tată, eu cred că Dumnezeu te poate vindeca și acum, dar tata m-a oprit și mi-a spus: Simon, știi ce a rămas acum pentru noi? Să tăcem și să ascultăm voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu a fost ca la câteva ore, când m-am întors la spital, să mi se spună că a decedat. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru modul în care a fost pregătiți să se întâlnească cu Domnul care l-au slujit toată viața. Și mi-au rămas mie un exemplu. Sunt multe lucruri pe care le vei găsi de multe ori în viața ta. Te vei uita la întâmplări, la momente, secțiuni din viața ta și nu le vei înțelege. Dar dacă îl iubești pe Dumnezeu, ai garanția din cuvântul lui Dumnezeu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Un alt adevăr care îl desprindem din cartea Estera e că într-un final Dumnezeu își va pedepsi vrăjmașii. Haman, omul acesta, a fost plin de ură împotriva lui Mardoheu. Haman, în ura pe care a pornit-o împotriva lui Mardoheu, s-a aprins în inima lui o ură față de poporul Israel. În dorința aceasta a început să născocească un plan de a nimici pe Israel ca națiune și a strâns lângă el oameni care să-l ajute în dorința lui. Ca într-un final, ce să se întâmple cu Haman? Lucrurile să se întoarcă. De ce? Fiindcă Biblia ne prezintă acest lucru. Experiența din cartea Estera o găsim în întreg planul lui Dumnezeu.
Finalitatea planului lui Dumnezeu stă în felul acesta. Dumnezeu pe cei care rămân credincioși lui îi va binecuvânta, iar pe cei care se aleg să se împotrivească lui Dumnezeu, să trăiască în vrășmășie cu Dumnezeu, îi va pedepsi. Asta s-a întâmplat cu Haman și cei care s-au unit împreună cu el. În cer nu vor ajunge niciunii dintre cei care vor reuși să facă ceva cu mâinile lor. Nici măcar cei care vor reuși ca prin faptele lor să-L îmbuneze pe Dumnezeu. Ci în cei vor ajunge doar cei care îl cinstesc pe Fiul lui Dumnezeu. Toate meritele și garanția intrării noastre în cer sunt ale Lui. Datoria noastră este să cinstim numele Lui, să ne încredem în El, să trăim această credință. Dacă nu ești dispus să faci aceasta, experiența din Cartea Estera ne spune că cel care se împotrivește, care trăiește în vrășmășie cu Dumnezeu, finalitatea pentru el va fi pedeapsa lui Dumnezeu. Eu laud pe Dumnezeu pentru biserica lui Dumnezeu. Îl laud pentru că sunt partea bisericii lui Dumnezeu. Și că, conform promisiunii lui Dumnezeu, mă găsesc în binecuvântarea pe care Dumnezeu o are promisă. Și mă rog pentru orice om care se împotrivește planului lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să intervină în viața lui. Avem nevoie de o rugăciune, de o stăruință în privința aceasta. E nevoie pentru biserica lui Dumnezeu să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru astfel de oameni. Fiindcă experiența din Cartea Estera ne spune lucrul acesta. Istoria lui Israel ne arată că Dumnezeu nu se joacă cu ceea ce El spune, ci dacă așa a spus, așa se întâmplă. Și să nu credeți că altfel se va întâmpla în finalitatea planului lui Dumnezeu în ceea ce privește omenirea. Dumnezeu același lucru l-a zis. Pe copiii lui, El îi va binecuvânta. Iar pe cei care se împotrivesc planului său, El îi va pedepsi. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și să învățăm din experiența aceasta. Să ne raportăm într-un mod corect la Dumnezeul nostru, a cărui credincioșie nu se poate tăgădui singură. Să credem că El poartă de grijă. Să credem că El lucrează în viața noastră, chiar dacă încă nu se întâmplă miracole. Pe modul în care decurg lucrurile, acolo e tot intervenția lui Dumnezeu. Și să fim atenți la planul lui Dumnezeu. Să nu ne împotrivim Lui, cuvântului care vrea să transforme viața noastră, cuvântul care vrea să schimbe inima noastră, purtarea noastră, vorba noastră, gândurile noastre. Doamne, ajută-ne să cinstim numele Tău. Amin. Mulțumim Domnului pentru modul în care a hotărât să ne binecuvinteze în seara aceasta prin fratele nostru, robul lui. Mulțumim pentru că s-a evidențiat atât de clar și atât de documentat din această carte credincioșia lui Dumnezeu, câteodată în ciuda necredincioșiei noastre. Putem să mai adăugăm doar un singur lucru la încheiere, înainte să cântăm lucrul care îl găsim scris pe paginile Sfintelor Scripturi de mai multe ori. Estera a cerut viața și a primit și lucruri în viață. Împăratul era dispus să dea lucruri în viață, fără să știe că viața era mai importantă ca lucrurile. Ca apoi Dumnezeu să dea și lucruri în viață. Versetul cu care vreau să închei, potrivit cu remarca asta, este în Efeseni, capitolul 3, versetul 20. Iar acelui ce prin puterea cu care lucrează noi, poate să facă atât cât cerem noi. Nespus mai mult decât cerem sau gândim. Și pentru că e așa, haidea să zicem cu toții, a Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. O să cântăm pentru slava Domnului din cântarea 780, timp în care ne închinăm și cu darurile de bunăvoie. Cântarele Evangheliei 780. Fratele Daniel Mailat, vă purta colectă. Cuvântul cu voi sunt
Deci nu vă temeți, luminează în calea acestei vieți, El prin nori carează nestrăbate acum, mă bucură graiul, în veci nu te voi lăsa. Cuvântul cu voi sunt, deci nu vă temeți, luminează-n calea acestei vieți. El prin nori carasă, nestrăbate așa, bucură graiul, în veci nu te voi lăsa, eu nu te-o voi lăsa. Așa mi-a promis El mie, în veci nu te voi lăsa. Când a mea cărare se va întuneca, El va grăi dulce, nu te înfricoșa. Când a mea cărare se va întuneca, El va grăi dulce, nu te-nfricoșa. Iar odată-n ceruri, când îl voi vedea, plin de bucurie, veci voi cânta, eu nu te-o voi lăsa, eu nu te-o voi lăsa. Așa mi-a promis El mie, în veci nu te voi lăsa. Amin. Biserica este liberă până duminică.